dintr-o persoană, ce e în neregulă cu persoana respectivă, sau pot simți anumite, prin, pur și simplu văzând persoana, ce cam ce probleme are. Dă-ne un exemplu, cum ai făcut treaba asta, pentru cine, un caz, nu contează numele. O grămadă de persoane. Am văzut persoana, i-a spus problema ta e asta, îndreaptă-o, fă ceva ca să treci peste ea sau să treci de ea. Aia s-a întâmplat și după aceea mi-a mulțumit. A zis, ai avut dreptate. Unii au zis, nu e adevărat, n-am problema asta. După un timp și-au dat seama că aia era problema și-au recunoscut. Au zis, Mihai, ai avut dreptate. După 2 ani mi-am dat seama că de fapt aia era problema. Foarte. Sper la lucruri de sănătate, decizii de viață. Ce ai schimbat? Ce simți? Cum simți? În general, simt când un om este tulburat, când un om nu este în pace, când un om nu este în înțelegere proprie cu el, când are proprii contraziceri între inimă și suflet. Înțelegi? Dar, Mihai, tu ai dobândit aceste abilități după ce fetița ta a trecut într-o altă dimensiune sau le aveai de mai mult timp? Nu. Eu am început să studiez, de la... De când eram tânăr am început să studiez partea asta spirituală, dar am aprofundat-o din momentul în care soția mea a rămas asasinată cu fetița mea, cu Ioana. Și de atunci am mers în continuu, am terminat niște școli spirituale, sunt maestru în Reiki, în mai multe chestii, sunt și preot Melchisedec. Bine, și deci, practic, tu simți când un om nu e în regulă. Da. Propriu zis, aș putea să descriu totul în câteva cuvinte și poate pentru asta lumea o să zică, unii dintre oameni care, bineînțeles că nu sunt la nivelul meu, o să zică că sunt nebun, alții o să zică că sunt, nu știu cum, deplasat, credincios și or să creadă că eu sunt cumva pe lângă religia lor, dar de fapt este un singur concept, este valabil pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care nu cred în Iisus Hristos sau cei care nu sunt creștini. Este vorba despre creația lui Dumnezeu. Noi suntem o creație creată de Dumnezeu, Dumnezeu nemuritor, prin urmare nemuritor. Că noi ne-am coborât în aceste trupuri, ne-am coborât din perfecțiune în imperfecțiune să experimentăm. Tot ce trăim în această viață este o experiență continuă care ne duce înapoi către momentul în care părăsim acest trup, dar prin care, părăsind acest trup, ajungem din nou la perfecțiune, perfecțiunea, de fapt, a creației. Ca atare, noi suntem, dacă vrei să spui așa, un duplicat după Dumnezeu. Cum adică? Propriu zis, Dumnezeu are un cosmos, căreia noi zicem univers, iar noi suntem ca și Dumnezeu în universul nostru. Dacă ceva în universul nostru nu e corect, atunci aia se transmite și la exterior. Deci putem imediat, eu cel puțin, pot vedea într-o persoană imediat care e problema lui, care sunt dezbaterile lui, căutările, nehotărârile, dar de fapt în sine el este un Dumnezeu care nu știe că el este propriul lui hotărător al vieții lui. Am discutat cu foarte mulți oameni despre problemele respective ale oamenilor, spunându-mi oamenii, domne, eu știam de la început că voi avea problema asta, dar de fapt omul a creat problema în momentul în care a gândit-o, pentru că Dumnezeu spune și în Biblie, fie că atunci când spui da, să fie da, fie că atunci când spui nu, să fie nu. Deci, propriu zis, tu dai legi ca și un judecător suprem în universul tău propriu. Că tu accepți sau că nu accepți ceva și atunci aia se răsfrânge asupra universului tău, nici de cum asupra celor de afară. De aia Dumnezeu spune, nu urâți sau nu judecați, căci cu aceea veți fi judecați. Adică se întoarce în universul tău ceea ce tu consideri că e în afara ta. Vreau să te întreb dacă tu ești un fel de RMN spiritual, așa, de identifici sau chiar rezolvi? Adică ai și, ai și capacitatea de a oferi și un sfat, pentru că în momentul ăla sunt cu siguranță... Am. După 12 ani, 12 aproape de spiritualitate, am mai mult decât un sfat. Am vreo 400 de cărți pe care le-am citit și încă mai citesc, adică nu m-am oprit la asta, asta nu e o problemă. Am foarte multă cunoaștere spirituală care nu vine doar de la din ce am învățat, ci pur și simplu din legătura mea cu mine, cu spiritul
divin al Tatălui Ceresc și așa mai departe, dar care poate fi dată și la ceilalți oameni. Nu există preț în cărți, nu există nimic, adică totul este gratis. Da, înțeleg că precum cunoaște... croitorul, tu nu poți să rezolvi problemele tale, tu te poți doar opri către ceilalți. Nu, am descoperit că sunt un profet, dacă vrei să zici așa, între ghilimele, că nu sunt un profet al vremurilor, ci pur și simplu al vieții mele, în momentul în care mamei mele, la nici nu împlinisem 14 ani, și am zis, mamă, primul meu copil va fi fetiță, o fată. Mama s-a enervat și a început să urle la mine că cum am eu curajul să vorbesc despre asemenea lucruri când nici măcar nu sunt bărbat, adică eram un copil, aveam aproape 14 ani, și totuși acel moment a devenit realitate. Adică am dat o lege care s-a și împlinit. Poți, de exemplu, să profețești dacă soția ta va mai avea un copil? Asta e clar că nu. Va fi, sigur nu. Sigur nu. Adică vorbim de... Aici vorbim de... ca să nu zic despre tine, adică motive, despre ea. Motive medicale, nici de cum altceva. Am înțeles. Ok. Da. Da. Bun, e chiar spectaculos ceea ce spui și cred că ar trebui cumva să faci ca lucrul ăsta să ajungă tot mai mult către oameni. Normal, îmi doresc ca toți oamenii să devină liberi, așa cum sunt și eu. Și pentru asta, ca să spun acum o nebunie, vă zic vouă prima dată, dar în sufletul meu există de ceva timp chestia asta. Mi-aș dori să fac o nouă religie, să scot afară orice minciună și orice motiv al celor care țin pe oameni sclavi. Eu sunt sătul de sclavie, crede-mă. Și aș dori ca toată lumea să fie liberă, să nu mai existe sclavie, să nu mai existe oameni care se merg în genunchi pe la nu știu unde. Înțeleg, să fie ei liberi și responsabili pentru tot ce fac. Da.